Stihia a trecut, dar pagubile încă rămân a fi vizibile în raionul Edineț. Localnicii din satele afectate de vântul puternic și grindina de la finele lunii iulie continuă să lichideze consecințele urgiei. Oamenii mai adună crengile rupte, repară acoperișuri de pe case, grădinițe și alte instituții, iar agricultorii care au rămas cu roada compromisă dau neputincioși din umeri și așteaptă ajutorul autorităților. Familia Pițadniuc din Alexandreni, Edineț, a lucrat mulți ani peste hotare și tot ce a agonisit a investit în creșterea legumelor în sere. Deja de 10 ani se ocupă de agricultură. Membrii familiei spun că și-au construit sera de unii singuri. Acum aceasta se întinde pe o suprafață de 42 de ari. Au sedit fir cu fir fiecare plantă, a îngrijit-o, a udat-o și a sperat la o roadă bogată în acest an. Peste noapte însă au rămas și fără legume și fără sere. Totul a fost făcut una cu pământul, odată cu trecerea vijeliei și a grindinei. Aici sunt gogoșari, aici castraveți și dincolo roșii. Pe ele a căzut construcția asta și au fost doborâte la pământ. Au crescut în alt mediu, în seră, iar acum au căzut și se strică la sol, iar castraveții se usucă. La mai bine de 2 săptămâni de la stihie, consecințele acesteia se mai fac resimțite. Muncitorii mai scot de prin noroi legumele care mai pot fi salvate. Roada le-a fost compromisă în proporție de 80%, mai spun proprietarii. Au luat credite la bănci și au datorii la magazinele de unde au cumpărat îngrășăminte, peliculă și alte mărfuri necesare pentru ca să-și dezvolte afacerea. Acum, cu lacrimi în ochi, își deplâng munca distrusă. Nu vrem să plecăm peste hotare. Am fost, știm ce e asta. Ne străduim să muncim la noi. Anul acesta nu a fost unul reușit, dar poate de Domnul și la anul vom avea puteri. Vom lua noi împrumuturi și vom încerca din nou. Femeia spune că a scris cerere pentru a fi ajutați și așteaptă. În drum spre o altă filmare întâlnim un tractor care duce la groapă o remorcă plină cu pomi uscați. Aflăm ulterior că este averea agonisită de un alt fermier lovit de aceeași năpastă. Nicolae Caraulan deține o livadă de câteva hectare de mere deja de 7 ani, iar vijelia și grindina i-a pus la pământ toată livada. Am început din 2016 a planta această livadă și în fiecare an, peste un an tot, plantam câte puțin. Pierderile sunt foarte mari. Peste 5 milioane sau chiar mai bine, încă nu știm, fiecare zi tot găsim copaci uscați, tot uscați. Cu noduri în gât și vocea tremurând de durere, bărbatul privește neputincios copacii plini de fructe, pe care îi scoate și îi evacuează. Foarte grea situația. Din 2016 aici am muncit zi și noapte. Așa e până de vale. Am pierdut tot. La câteva zile de la stihie, raionul Edineț a fost vizitat de către ministrul agriculturii, care a discutat cu oamenii afectați de stihie și le-a promis ajutor, spune agricultorul. Da, a fost domnul Bolea, a vizitat tragedia asta noastră, a spus că să iei decizii la nivel de guvern. Așteptăm decizia. Furtuna și grindina au făcut și alte distrugeri în raion. Multe case au rămas cu acoperișurile ciuruite sau distruse. Și până în aceste zile, oamenii continuă să le repare. Autoritățile locale au oferit sinistraților foi de ardezi, spun localnicii. Primăria a ajutat. Odată șefer, au fost oameni și au acoperit, au tăiat poini care au fost rupți. Dacă persoanele s-au adresat la primărie, atunci le dă. Dar dacă nu s-au adresat... Primăria nu știe la tăt ce s-a făcut. Primarul municipiului Edineț, Constantin Cojocari, spune că cel mai tare a avut de suferit comuna Alexandreni.
Au fost afectate locuințele oamenilor, școli și grădinițe și, de asemenea, biserica din localitate. Consecințele urgiei continuă să fie lichidate și în aceste zile, spune edilul. Le strângem din mers, scoatem foarte mulți voluntari, am scos și biserica, am scos și diferite culturi, și pedagogii, educatorii, cultura, toți îi scoatem, dar nu reușim fizică lucrul ăsta să o facem, dar oricum arată deja altfel. Practic, 3 zile nu am avut deloc lumină. Unele sate, unii nici acum n-au lumină de săvârșit. La câteva zile de la stihie, autoritățile centrale au expediat primele ajutoare la Edineț, cel mai afectat raion. Oamenii au primit materiale de construcție gratuit pentru a-și putea repara acoperișurile. Guvernul a alocat din rezervele de stat bunuri sub formă de materiale de construcții, peste 64.000 de foi ondulate de ardezie, dar și aproape 500 de metri cub de cherestea, în sumă totală de 16,3 milioane de lei. Materialele vor ajunge în 74 de localități din 11 raioane care au avut de suferit de pe urma intemperiilor de la sfârșitul lunii iulie. De gestionarea loturilor cu ajutoare materiale acordate localităților din nordul și centrul țării se ocupă Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.